Dragi prieteni, vă salut din Afganistanul controlat de talibani. În momentul de față mă aflu în munții din Afganistan cu ghizii care mă vor acompania pentru următoarele două săptămâni în care o să fac clipuri pentru voi, astfel încât să puteți vedea această țară ce până acum câțiva ani de zile era într-un continuu conflict, iar acum, chiar dacă lucrurile nu sunt clare 100%, măcar iar tot să vedeți de la nou clipului, pentru că o să vă explic toate lucrurile, cum am ajuns aici, ce caut aici, care sunt restricțiile, care sunt problemele, care sunt chestiile bune, că sunt și anumite chestii bune, dar înainte de toate vreau să vă rog frumos să dați un like, pentru că am venit în Afganistan, am ajuns în Afganistan după aproape 9 ani de călătorit prin lume și vă spun că o să urmeze o serie extrem de interesantă cu vloguri lungi, frumoase pentru voi. Eu mă simt extrem de fericit și extrem de grateful să mă pot afla în această țară extrem de controversată. Am spus extrem de foarte multe ori și știu că unii dintre voi o să înceapă acum și o să zică: bă, dar de ce zici extrem de atât de multe ori? Asta e. Îmi este fix undeva la minus 8 grade, suntem blocați aici pentru că nu merge, pentru că nu avem lanțuri de iarnă și dacă vreți să vedeți cum am ajuns aici, ce s-a întâmplat, trebuie să vedeți acest clip până la capăt. Taliban forces entered the heart of the Afghan capital Kabul today, the culmination of a rapid advance and retaking of control almost exactly two decades after they were ousted from power. Talibanii s-au întors la putere în Afganistan în luna august a anului 2021. A fost un haos total, dacă mai țineți minte, atunci știrile au fost absolut oribile, toată lumea era speriată. Dar până la urmă, cine sunt acești talibani? Pentru a putea răspunde aceste întrebări, trebuie să ne întoarcem la finalul anilor 70, când Rusia invadează Afganistanul pentru a-și impune ideologia comunistă. Ok, americanii nu pot să permită chestia asta, vin aici și în Afganistan și se apuc să susțină financiar diversele grupări de rebeli care evident nu erau de acord că rușii să vină peste ei. Dintre aceste grupări, cea mai importantă care a luat naștere în perioada respectivă era gruparea mujahedinilor. Mujahedini înseamnă un fel de războinici sfinți, războinicii care luptau pentru libertatea Afganistanului. Ăștia câștigă, la finalul anilor 80 rușii pleacă și țara rămâne relativ liberă. Acești mujahedini, în loc să se decide și să facă un guvern astfel încât să controleze țara, încep să se bată între ei și evident că este anarhie totală. Din anarhia respectivă apare o nouă grupare, gruparea talibanilor. Ce înseamnă taliban? Taliban înseamnă student. Thank you so much. Okay. Bye bye. Private, alone. Okay. How much? Good Afghanistan. Printre cele mai dubioase chestii pe care le-am făcut vreodată în viața mea. Taxi. I have. Finally. How is everybody? Even now. Okay. Not be a good journey, so you can tell to the other people it's not. How is it? Wow. Really good. 200 de euro. Acum am strâns din bani ca să-i dau băiatului pentru tun. Evident că și mai blocați acum, frate. Mamă. Mamă. Și așa începe, dragi prieteni, vă spun imediat ce începe. Ne aflăm acum în Peshawar și, dragi prieteni, astăzi facem marea trecere, marea traversare către Afganistan. Trebuie acum să mergem într-un loc unde acest om să mă lase să iau o mașină, o care să meargă aproximativ o oră și jumătate, să trecem granița pe jos, cea mai controversată graniță, care by the way a fost închisă până acum două zile. O traversăm și pe partea cealaltă mă așteaptă șoferul care mă va duce la Kabul.
Să sperăm că totul o să fie așa cum trebuie. Această grupare, bazându-se pe legile islamice, promovând un stil de viață, sau mai bine spus un model de trai, care să se bazeze pe valori extrem, extrem de arhaice. Evident că nu toți oamenii au fost de acord și aici a apărut violența și de aceea comunitatea internațională nu a fost de acord sau nu a acceptat legitimitatea acestei grupări, grupări a talibanilor. Ce s-a întâmplat mai departe, întrucât ei aveau totuși nevoie de bani, au început să facă diverse deal-uri cu diversi teroriști. Iar cel mai important deal a fost cel făcut cu Al-Qaeda. Al-Qaeda, grupare teroristă care a plecat din Arabia Saudită, afganilor au spus, da, mă, veniți, stați aici la noi, nu e niciun fel de problemă. Chestia asta se întâmplă pe la finalul anilor 90. Vine 2001, Al-Qaeda face evenimentele de la 11 septembrie 2001 și îl acoperă pe Osama Bin Laden, care era șeful grupării Al-Qaeda. Americanii îi declară război lui Osama Bin Laden, vine aici în Afganistan, ocupă țara, îi fac praf pe talibani, îl găsesc pe Osama Bin Laden în Pakistan, îl omoară, încercând să impună doctrina democrației într-o țară care nu era pregătită pentru democrație. Okay. Special? It's okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. No, no, private. Private, private, alone. Okay, okay. How much? Dirham. Yes, dirham. How much? 4,000. Me alone, yeah? Yes. Okay, let's go. Where? Here? Ia uite-l pe ăsta, ce geam are. Okay. Okay, yeah, okay. What is this? Ball. Ball, football? Ne, cricket ball. Ah, cricket ball. Auzi o minge de cricket. Ha, ha, ha. Children, no? Yeah, yeah. War. Yes, 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 yes. Okay. 4,000, yeah? Perfect. Perfect. Very good. Far? Yes. No, how long? 1 hour? Come. Maybe. 1 hour, okay. 1 hour, okay. Perfect, thank you. Perfect, perfect. Shukriya. How you say in Urdu? How you say thank you in Pashto? Pashto, Urdu. But how say thank you? Thank you, thank you. How say in Pashto? Mirabani. 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 Okay, okay. Okay, Mirabani. Yes. Good Afghanistan. Good Afghanistan. Afghanistan very good now, no? Afghanistan, Pakistan very good. Pakistan, yeah? Yeah, you, Pakistan. You Pashtun, no? I'm Pashtun. Ah, okay. Nice. Your life? Now, I make recording? Yeah, yeah, video for my trip. Okay, okay. Yes, sir. Și cum ne îndepărtăm de către Peshawar, ajungem către graniță. Și omul ăsta, frate, deci nu vă dați seama cum poate să conducă. Atât de haotic. Puteam foarte bine să zbor din Islamabad în Kabul, doar că nu am vrut să zbor și am zis că, băi, e mai bine să facem un border crossing, să vedem cum se prezintă trecerea la această graniță extrem de controversată. Uitați, foarte multe camioane. Cum v-am spus, granița a fost închisă. Deci nu vă dați seama prin ce am trecut, frate. Nu vă dați seama. Deci trebuie să vă povestesc cum a putut să fie acest border crossing printre cele mai dubioase chestii pe care le-am făcut vreodată în viața mea. Eu nu, nici nu vă puteți da seama cât de greu a fost, prin câte filtre, câte controle, câte a fost crazy. Taxi! I have taxi, come here for me. Da, voilà, e un număr. Și în sfârșit, săracul un frate, m-a așteptat 6 ore să trec de aici. Finally, nice to meet you. Oh, finally, I'm very good, thank you. Prima chestie, când am ajuns la graniță aici, în fine, nu e graniță, e o chestie de asta, imaginați-vă un milion de oameni cu capre, cu găini, haos total, mizerie,
poliție, oameni îmbrăcați, poliție și în civil, agenți secreți, m-au oprit, m-au pus o grămadă de întrebări. Prima chestie, câți bani am la mine? Aveam undeva la 1400 de euro cash și mi-au zis, bă, nu ai voie să intri decât cu 1000. Am ieșit de acolo, mi-au dat escortă să mă duc să schimb. Și acum am vreo 400 de euro în moneda locală, ceea ce nu e neapărat o problemă. După care m-au luat și au verificat toate actele, tot ceea ce aveam în rucsac, camere, tot, vorbim aici la partea pakistaneză, da? După care am trecut prin aia de control, am terminat cu aia de control și după 200-300 de metri, e așa un culoar din ăsta pe care mergi, după 200-300 de metri, ceva de genul ăsta, m-au oprit unii de la servicii, la fel, vin într-o cameră să te întrebăm aici, tot de la Pakistan, repet. Că ce caut, ce am făcut, unde am fost, pe cine cunosc, ce prieteni am în Pakistan, pe câte lume cunosc, de ce am venit aici, de ce călătoresc, am vreo cameră, spy camera, am vreo din aia, haos total, deci m-au înnebunit la cap, după care m-au luat și m-au pus într-un fel de grajd și în grajdul respectiv mi-au zis, stai că acum o să chemăm pe altcineva de la servicii care să te întrebe o grămadă de alte întrebări. Astfel încât să ne asigurăm noi că ceilalți agenți din spate, adică fiecare agent din față pe care îl întâlnesc, se asigura că ăla din spate și-a făcut treaba, frate. Deci, haos. 20 de ani mai târziu, în 2021, americanii obosesc că au stat pe aici 20 de ani, se tirează, iar talibanii pun control pe țară. Foarte mulți oameni care se aflau în Afganistan nu au fost de acord cu treaba asta și le-a fost frică, pur și simplu era teamă că se întorc talibanii, au încercat să fugă din țară, câțiva au reușit, marea majoritate nu, iar talibanii s-au întors cu același set de valori pe care le propuneau și în anii 90. Ce trebuie să înțelegeți voi? Aceasta este de departe cea mai periculoasă situație în care eu am fost, pentru că am călătorit și am filmat într-o țară cu un guvern nelegitim, o țară care nu este recunoscută de nicio altă țară de pe această planetă. Vizionare plăcută! Uitați aici, în tot plicul ăsta sunt documentele cu actele mele, astfel încât dacă ne oprește poliția pe undeva, băieții ăștia din față se știe clar, să arate la poliție, la checkpoint-uri, bă, cine ăsta are aprobări, pentru că am primit o grămadă de aprobări pentru a putea călători așa cum vreau să călătoresc. Da, deci mai departe am trecut, sunt super obosit, am trecut către partea neutră, cum ar veni, acolo la fel, o grămadă de oameni, o grămadă de întrebări. Bă, ce mi-am dat seama de white privilege, frate, deci erau acolo atât de mulți oameni săraci care stăteau de ore în șir și doar când m-au văzut turist că ridicam pașaportul cumva așa în sus, veneau și mă luau pe mine și mă băgau în față, frate, deci eu am stat, cred că am rezolvat totul maxim 40 de minute cu toate controlele posibile, în timp ce oameni, frate, stăteau acolo, erau unii care stau de azi noapte, deci e... La fel, l-am văzut pe un băiat sărac, avea până în 10 ani, voia să avea niște marfă de contrabandă, voia să intre din Afganistan în Pakistan, l-au luat poliția, l-au lovit acolo, l-au trântit pe jos. Uitați-vă aici la toate astea. De câte camioane. There are many trucks, no? Yeah, because of the border was closed. The border was closed until 1-2 days ago, no? Yeah, it was just open yesterday. Just open yesterday? Yes, just open yesterday. Wow. It was closed for 20 days. For 20 days. Deci ce se întâmplă acum? M-au rugat băieții să nu filmez pe aici pentru că suntem în zona în care noi nu avem voie să fim. De ce? Pentru a putea călători prin Afganistan fără niciun fel de problemă, trebuie să ai niște permise speciale de la, cum le zice, de la talibani. Iar eu am acele permise, doar că eu le-am spus inițial că o să zbor din Islamabad în Kabul. Și evident că m-am răzgândit și am zis, bă, nu vreau să zbor. Vreau să trec pe jos granița. Și atunci ce s-a întâmplat? Pentru că am vrut să trec pe jos, am intrat printr-o parte a țării pe care ei nu o luaseră calcul în momentul în care au cerut acele permise. De ce mi-au zis, bă, încearcă să nu filmez low profile, pentru că dacă nu opresc ăștia, pot să ne pun o grămadă de întrebări și nu vrem să avem probleme. Haideți să deschidem puțin. Deci nu știu, îmi cer scuze pentru calitatea imaginii, dar e beznă pe aici, este seară. Și ăsta este primul meu contact cu Afganistan. Deci s-a oprit acum să facă pipi.
amândoi, și șoferul și ajutorul de șofer, că sunt doi băieți care au grijă de mine. Cum arată o cameră de hotel în Kabul, dragi prieteni, bună dimineața, am dormit perfect. Iar aceasta este camera de hotel, hotelul se numește Hotel Central, este hotelul pe care mi l-au rezervat băieții ăștia pe care o să-i cunoașteți astăzi. Zic băieți pentru că nu știu exact, adică zic plural pentru că nu știu exact cât o să fie. Asta este recepția hotelului, ai acolo generatoarele și uitați ușa asta, frate. Deci, uitați cum e ușa asta, bă. Și un tip acolo care păzește. Uitați-vă cât am mai ușa. Only in Afghanistan. How much is he charging for one euro? For 1 euro? 7? Yeah, 70. 70, 70. Yes. Ah, okay. Nu, deci băiatul acum schimbă bani aici pe stradă. Fata asta este fratele tipului care are această agenție. Bine, e mult spus agenție. Și mi-a zis că nu poate să-mi cumpere SIM de internet acum pentru că durează vreo oră și ceva și de-aia o să-mi cumpere din locul următor, pentru că noi astăzi trebuie să plecăm de aici, deoarece eu am permisie să stau aici doar astăzi, după care mergem în altă parte și totul este calculat, pentru că aseară am ajuns extrem de târziu aici în Kabul. Nu pune să mai mergem astăzi să vizităm totul în Kabul. Și atunci o să rămân în Kabul la sfârșitul turului în care el mi-a rezervat 3 zile cu permisie să pot sta aici. Ceea ce înseamnă că el a spus eu, bă, hai să schimbăm puțin programul, mergem 2-3 ore prin Kabul astăzi să-mi arate și pot trebuie să ne îndreptăm undeva la vreo 4 ore de aici către altă provincie. Deci totul este calculat la milimetru aici. 3K followers on Instagram. Okay, so now it's about time to introduce you to Mahdi. Hello guys. Am I saying it okay? Mahdi. Mahdi, yes. Okay, tell me again his name because I forgot it. Kudrat. Kudrat, yes, I forgot his name. And Mahdi is going to be, you are going to be traveling with me this whole time. Yes. You I'm are. I'm going to travel with you to Herat, to Mazar, to Bamyan, etc. Okay. What would you have to say to the people who think about coming to Afghanistan? Should they come to Afghanistan or not? Well, let's. And let's tell this at the end of this trip. Oh, the end of this trip. Very smart. If this be a good journey for you, then you invite the other peoples. Very smart. If not be a good journey, so you can tell the other peoples not. Very nice. Deci acum am venit într-o piață, frate, și filmez cu camera asta pentru că mi-a zis omul că e destul de complicat cu filmatul pe aici. E destul de complicat. Mi-a explicat o grămadă de reguli pe care trebuie să le respectăm. Și atunci am zis, bă, o facem cât mai low profile, cu putință. Sorry. Ia uitați aici ce mănâncă omul ăsta, ce vinde. Evident că și-a luat documentele, pentru că dacă n-ai documentele, frate. The documents, yeah. Pentru că dacă n-ai documentele, ne poate opri poliția și dacă ne oprește poliția, nu putem demonstra cine suntem. Ăsta este Bird Market, unde oamenii, evident, nu e foarte contraintuitiv locul, numele locului. Oamenii vin, cumpără paseri. Să știți că eu zic paseri astea când o folosesc, o folosesc la mișto. Așa? Este o piață locală. Ideea este că am fost într-un loc înainte în care mi-a zis că nu pot să filmez. De ce? Pentru că locul respectiv este un loc în care femeile făceau parte dintr-o sectă ce se numește Hara și erau foarte, foarte libertine înainte de venirea talibanilor. Și atunci ei au instalat acolo foarte multe checkpoint-uri astfel încât să controleze comportamentul femeilor. Și mi-a zis, even now, ok? Mamă, ce e aici, frate? Uitați-vă câtă lume! Ok. Ne-a căzut mie cămăruța asta mică pe jos. Și mi se pare tare că eu mă așteptam să ies ceva mai mult din
adică din peisaj, mi se pare că mă încadrez perfect aici, adică lumea nu se uită, mă așteptam că lumea se uită mult mai dubios la mine, dar nu. Și așa cum vă spuneam, Kabulul este împărțit în mai multe zone, evident, și sunt câteva zone care sunt cumva off-limits, strict pentru motivele pe care vi le-am spus. De exemplu, băiatul ăsta îmi povestea că iubita lui face parte tot așa din, nu secta, nu e sectă, nu știu cum se spune, grup etnic, zic ei, nu știu cum se zic exact, și că ea a avut probleme foarte mari, mai ales, repet, că în zona aia, gândiți-vă că talibanii, în momentul care au venit la putere, au... Ce au făcut? Au dat afară toate femeile care lucrau și s-au pus ei și erau femei care lucrau în diverse instituții, în diverse companii și din momentul în care au venit ei, s-a terminat toată combinația și atunci ele acum nu au dreptul să lucreze și vă dați seama că au fost foarte mulți bărbați din zona respectivă care s-au revoltat pentru femeile lor, pentru că i-am întrebat pe ăștia, bă, dar din moment ce acum... De moment ce acum nu mai sunt probleme și controlul țării este la oamenii cu T, acum aici așa o să le spune, oamenii cu T. De ce sunt atât de multe checkpoint-uri? Adică le e frică de ce? Și mai pentru că sunt foarte mulți afgani care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă aici și le e teamă că aceștia se vor răzvăti. Totodată, bine, n-am putut să vă arăt acum, nu s-a văzut. Femeile aici, frate, sunt... that way or that way? Ok. Femeile aici, frate, nu au voie să se arate absolut deloc. Adică aici nu există varianta. Nu e libertatea aia cu care am fost eu obișnuit, de exemplu, în Pakistan. Am văzut câteva femei, nu am vrut să le filmez. Dar uitați-vă ce poate să fie aici. Nici vreau să mă gândesc cum e când ești femeie și vrei să călătorești în zonele astea, frate. Cred că toată lumea se uită la tine. Mamă, ce mi-ai, și mi-a zis să am grijă și cu vorbitul, să nu se audă mult că sunt străin, dar ce pot să fac? Yeah. What is this? Mantou. Broccoli with syrup. Mantou. This is mantou. Okay. Do you have? I don't. Yeah, I okay. Have. I just have one. Zice de noi de la Papa Papa. Ia să vedem. Să încercăm ceva de aici de la bossul ăsta. Ia uite, hai să vedem ce-mi dă. Wow. That, what is this? Is this beans? We call it chaka, it's almost like yogurt. It's chagni. Ah, almost like yogurt. Yeah. Ah, okay, okay. That is spices. That is spices, okay. Shukran, thank you. Ia să vedem ce mâncăm aici. Stai, bă, că nu pot să iau pasta în mână. Ia uitați. Uitați cât de mișto arată. E ceva, e ca un fel de chestie din patiserie, ceva de genul ăsta. Ia. How was it? Wow, really good. How do I say really good? Sir, poși măza. Hoşmaza. Yes. Hoşmaza. Thank you. Ah, okay. L-am întrebat acum de ce țin ăștia atât de multe păsări aici și mi-au zis că pentru a face frumos în casă. Și stați acum, stați că vreau să vă zic ceva acum. That way? Yeah. Ok. Deci dacă m-ai fi întrebat vreodată ce știu despre afgani, niciodată n-aș fi zis chestia asta, că nu i-ar fi asociat cu dragostea pentru decorațiuni interioare bazate pe păsări. Deci asta mi se pare... Aceștia, ca să vedeți, 7000 de ăștia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sunt 200 de euro. Acum am strâns din bani ca să-i dau băiatului pentru tur, deoarece ăștia la immigration ieri m-au forțat să schimb din bani, pentru că acum e o lege în Afganistan că n-ai voie să intri cu mai mult de 1000 de euro, frate. Și v-am spus, aveam 1000 și ceva și m-au forțat și acum trebuie să facem calcul câți bani trebuie să dau pe tot turul, să adunăm, să scădem bani. E destul de
de complicată treaba, dar așa ca să vedeți ce fel, cum arată The Afghanistan Bank. How do you call the currency? Afs. Afghani. Afghani, no? Afghani, we call inside Afghanistan, we call Afghani. Afghani. But if you pronounce it in English, that's Afs. Afs. Assalamualaikum. Let's see. Some apples, but which one? I don't want a bag, I just want a few. Okay, like hey, manager, I will manage for that. One, two. And I want. I have you 100, I just give 100. It's okay, just 50 is fine. One of them. Yeah. One of them, yeah. Say okay. You? Perfect. Let's go. Shukran, thank you. A fondesime ga sa mungi, von poe gon chizi ga ga spigi. Ascultă, până zice melu, mă, că e pe corșul tău, mă. Fondesim. La fel că am început să călătoresc, nu mă gândeam că o să-mi cumpăr mere din Afganistan. Iarna. Să fie și foarte bune. Need to introduce you to Mahdi's friend. Tell me your name once again, please. My name? Yes. Ali. Ali. Yes. Okay, so you two run together the YouTube channel. We work, yeah. We have one YouTube channel. Okay. We work together. You work together. Okay, and you've been friends since when? High school, university? Since, it's about 1 year that we got to be friends. And to manage this? Yeah. I'm really happy with this, to know him. I hope to he'd be happy to know me too. But okay, are you happy to know him or not? Absolutely. Absolutely. Actually, he is my cousin. Uh-huh. So, because we were living in two different locations, he was living in Mazar and I in Kabul, so... Nice. Și exact acum am ieșit din Kabul și ne îndreptăm către o provincie departe, undeva la vreo 4 ore și mi-am dat seama, uitându-mă pe itinerariu, că acest tur va fi costat mult în mașină, pentru că distanțele sunt destul de mari, se călătorește destul de greu și de-aia trebuie să ne treziți de dimineață, deci în fiecare dimineață la 7 e trezirea pentru următoarele 12-13 zile. Deci zona asta prin care trecem acum este cea mai bombardată, sau era înainte, fiți atenți aici. Toate găurile astea pe care le vedeți în pământ, asta era zona care înainte de 2021, când au venit oamenii cu T la control, asta este drumul care merge către partea cea mai deschisă din punct de vedere a mentalității din această țară. Și atunci ce se întâmplă? Oamenii cu T stăteau pe aici și așteptau ca cei din Kabul să se retragă, să se ducă în satele lor, în zona asta, și opreau pe aici, frate, și ori împușcau, ori mureau din cauza bombelor care erau plantate pe drum. Și găurile, craterele de la bombe, încă se văd. Și mai bine spus, se simt. O dată la 10 metri, fac. Și acum se complică puțin lucrurile, deoarece, uitați să vă arăt cum e drumul, frate. Mamă! Este gheață fulbă. We're in the mountains. Wow, this is so beautiful. Nu-mi zic că are pană sau ce? Sau uite ceva dubios. A, da, vrea să scoată puțin aer. Mamă, știi cum aluneci pe aici? Very slippery. Yeah? Yeah. Mamă, deci știți cum? Dar sunt in the middle of the mountains. Adică ce vrei mai mult, frate? Ești în munții din Afganistan, frate. Nu mă gândeam vreodată în viața mea. Fascinant. So from now what are we're going to walk the whole the rest of the way, no? We're going to hike it. Yeah. It's like the car can pass it now. Uh-huh. We will make the chain. Oh, okay, we have to use the chain. Mamă, deci este atât de cald, nu vă dați seama. Deci nu se simte frig, frate. Ia să vedem acum ce face omul, șoferul nostru șmecher. Da, deci trebuie să pună lanțurile pentru că altfel nu se poate. Nu o să ne mișcăm de aici niciodată. Ia uitați.
cu lanțurile, frate. Gata, s-a blocat și la ăștia, frate, s-a blocat la toată lumea, deci gata. De aici încolo nu mai mergi dacă n-ai lanțuri, n-ai nici cea mai mică șansă să poți trece pe aici. Hai că e mașina aia din spate, frate, jeepul ăla care a făcut un 360, știți cum? Mamă, deci nu, n-a fost pe atent și s-a dus așa, vum! Deci noi am spus băieților, dacă nu punem să mergem mai departe, nu e nicio problemă, ne întoarcem în Kabul, vedem ce facem pe acolo. Adică sunt foarte uimiți ei că zic, bă, dar tu ești, se vede că ești călătorit, adică n-ai niciun fel de pretenție. Nu-i spate, că îl întrebam eu, pune să facem mai și face, păi cum zici tu? Și am zis, bă, you're the boss. Eu mă adaptez la lucrurile pe care mi le-ai permis tu, pentru că nu mă bag aici să fac chestii, că mi-a spus, bă, aici nu filma, aici nu știu, și am zis, bă, hai să stabilim un protocol aici între noi. În momentul în care nu e voie să filmezi undeva, tu spui, bă, Cătăline, nu filma aici, that's it. Bă, cred că ar trebui să ajut și-o, frate, nu să stau doar cu camera aici. Ar trebui să-i ajut și-o pe oamenii ăștia, să împing, nu? Mă uit acum, de așa asta, frate, cred că a plecat cu cauciucurile de vară să mori. La final de ianuarie l-a plecat cu cauciucurile de vară. Deci nu, operation failed, pentru că nu merge, lanțurile sunt stricate, frate, și zic că, bă, we're gonna try the easy way, adică să încerce să ia mașina acolo, să se ducă plană până în partea aici, nu se merge pe jos, să treacă de porcine astea de aici care e cu gheață. Bă, dar e bine că nu e frig, adică nu mi-e frig, să mori, uitați-vă cum sunt îmbrăcat și n-am nicio problemă, mi-era frică de frig, m-am spus în vlogurile anterioare, dar nu e niciun fel de there's no big issue. L-am întrebat care e faza cu talibanii și mi-a zis că problemele majore sunt legate de femei. Femeile n-au voie să iasă din casă singure, n-au voie să călătorească, n-au voie să lucreze, sunt o grămadă de chestii împotriva lor și atunci asta este principala problemă. Hai să vedem că n-am înțeles ce facem, dacă mergem mai departe, dacă ne întoarcem, dacă luăm pe un drum alternativ. Hai că vedem acum. Deci nu cred că o să treacă niciodată mașina asta, dar vedem. Aoleu, certură! Vreți, Dani, de-aia acolo? Nu e mână, la benzină. Nu e mână. Bă, n-am. Joia, slipie și ne-am urat. Bă, la gânare. Au încercat așa, mă întoarsă, pac, 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 zigzag pe ea. Să vedem dacă pot. Bă, cred că am trecut, problema este mai încolo să ne mai oprim. Să vedem. Au ușut. Mă te rog, ai da, mai încolo să prea mai n-aș păzic, dar Joy, ce ești mai bine. Ea, evident că și mai blocați acum, frate, mamă, mamă. Mamă. Și ne oprim mai spate talibanii, acolo să ne uiște rău unul cu mitralier. Frate, a început să împingă mașina, mă căcam pe mine de râs să mor eu. Attempt number 2. Și-au dat seama oamenii că n-avem nicio șansă să putem urca așa. Și ne-am spus, bă, ne întoarcem, schimbăm planul. Nu se poate, că sunt toate pregătite, trebuie să ajungem acolo. Ideea e că trebuia să ajungem pe la 4, cred că o să ajungem la 7. Da. Who cares? Aventura în Afganistan, ce vreau. Vreau să fiu o mașină, frate, că n-am încădere foarte mult. Vă dați seama, azi de mașina spate să cădem în să cad în râpa asta sau cum îi spune, ar fi culme. Uite. What is he doing? Bă, ești nebun. Așa mă, da, dacă se duce în zăpadă, asta e chestia. Maybe he can try to go through this area. Pam pam. I don't think it works. Yeah. This is not a small mountain. It's a big mountain. It's a big mountain, see? Look at the other course. So the whole road is like this. Yeah. Okay. We have to change our itinerary then. Any
Volman da gemi rosom stirku. Keni changa ko? Bagmonim keni da pisel te rata. Oh, bana zeram na pagu. Stara. Și au dat seama și au pus cricul ca să le ridice să fie roata, că ei voiau inițial să pună ăsta pe jur și să treacă cu mașina peste, dar nu merge. Și au dat seama, bă, stai că avem cric, au pus cricul, dar a căzut. Și am zis, bă, trebuie să-l punem bine. Și cricul ăla are un rol, trebuie să-l pui bine, nu poți să-l pui oricum vrei. Și acum cred că o să fie bine. Și au dat seama că altă variantă n-avem. Bă, cât de tare. Cred că au prins-o, na? This one I think it's ok, na? Eu, hai din amea și au cotoia, n-a cură. U Da, mă, pastor, au prins-o. E blan aici. Uite, mai avem niște băiți acolo în față. Cu aceeași problemă. A cui, a cui. Vedeți, în momentul în care s-a dus soarele, a venit și frig, frate, și frig de la... Fric de munte, de zăpadă. Ia să vedem. Doar pe față, pentru că mașina aia tracțiune pe față și evident că el nu era pregătit cu cauciucuri de iarnă. Nu știu cum s-a gândit omul ăsta, că știa, bă, mergem la munte, dar mai mult la Tatra. Nu știu câte mii de metri, deci ar fi trebuit să știe, dar nu era pregătit. Și fiți atenți unde am ajuns, fraților, de la zăpadă. It's so crazy, 20 minutes ago we had snow and now, yeah, it's sunny now. The landscape completely changed. Ia uitați-vă. Suntem în how is the name of the place? Bamyan? Yeah, the name of the city Bamyan, yeah. The name of this city, actually it's an old city, is the city of screams. Gorgola City. Gorgola City. Wow. Bă, deci e supra-realist, frate, cum arată aici. Supra-realist totul. So we aren't able to go now because why? It's too late to register, no? Today is Friday, it's holiday. Yes, yeah. Holiday. Ok. Deci nu putem acum să urcăm, cât de interesant aici. Trebuie să te înregistrezi, frate, trebuie să-ți dau un bilet să intri și mi-au zis că acum nu se poate. Deci cel mai probabil că venim în vlog următor. Foarte interesantă chestia asta. And also the ticket that we buy from here. That's only for one day and for three places. Ah, so it doesn't make any sense to buy it now. Now it's very late. Until we go up and come down, then there is dark. And tomorrow we have to buy another ticket. Uh-huh. So we're going to make the signature tomorrow, and we're going to visit the lakes. On the way back, we're coming to have some lunch and bazaar. Și exact în fața locului aici, Bamyan Royal Hotel. La hotel Bamyan Shahi Royal Palace. That's the full name. Shahi means the king. The king? Shahi means king, yeah. Shahi king. Palace. Perfect. Și acum mergem la hotel, dar nu, e fascinant, frate, cum arată aici. Deci este absolut fascinant tot. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Hello. Hai să vedem cum arată hotelul de aici. Evident, cu chestia asta, care e deja, m-am obișnuit, wow! Mamă! Frate, de ce e absolut fascinant să fie aici, nu-i problemă. Uitați-vă cât de dramatic e totul. Cel mai bun hotel din locul ăsta, vă dați seama ce au rezervat băieții. Asta e chestia care îmi place, că nu s-au chitroșit, frate, la absolut nimic, adică... Mi-au dat ceea ce era mai bun în fiecare loc. Evident că nu e nimeni aici în afară de mine. Fântâna asta și mă sunt în mijloc. Calm Air este compania aeriană cu care o să zburăm. Pam, pam.
Săraci fate, sunt atât de atenți, atât de panicați cu mine, să-mi dea de mâncare, să aibă grijă. Și am zis, frate, că ce că vrei să mâncați sau să ieșim pe afară? Ieșim, frate, să filmăm, că de asta aici, să vin și fac treabă, lasă mâncatul, că avem timp. Eu nu știu că fac fasting câte 3-4 zile și stau fără să mănânc. Nu, frate, eu sunt absolut șocat de landscape-ul acestei țări. Deci acum am ajuns într-o zonă care arată ca nimic. Nimic din ceea ce am văzut până acum. Parcăm și coborăm și vă arăt. Totul mi se pare out of this world. Deci este de departe cea mai, nu știu, impactantă experiență pe care am trăit-o până acum. Am oprit acum undeva aici pe stradă. What is it, like a soup? Like soup, yeah. But is it sweet or? It's like a, it you can try. Yeah, let's see. E o supă, mă. Ia fiți atenți. Mamă. Wow. So all this, it's called the Valley of the Valley of Dragon. Valley of Dragon. Dragon. And you see the whole city, yeah, from here, the whole the town. Whole from the beginning that we entered to this valley, it's famous by the name of Dragon Valley. Bă, deci, Doamne, cum poate să fie țara asta, frate? E super realist. Super realist, distopic în același timp. Dacă ne raportăm și la controle, la checkpoints-uri, dar nu există un loc mai mult pentru a termina acest prim video din Afganistan, frate. Deci, uitați-vă puțin. Atât de dramatic, atât de frumos, n-am mai văzut niciodată, frate. Este fascinant tot. Și aici că am ajuns la viewpoint. Wow. Wow, man. This is picture perfect. Sun. So really beautiful. I want to thank you so much for your attention and for everything I'm having, like the time of my life.